Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Curat sau Murdar. Nu uitați de un like și să vă spuneți opinia în comentarii. Să trecem la episod. Suspectul nostru trece prin smoke cu 10 HP, interesant. Să vedem ce face teroristul din bază. Fuge și iar fuge. Bă, suspectul nostru cam are tupeu. Ține în cont că are doar 10 HP. Hai să vedem ce poate face cu un famas. Ia uite ce frumos merge el așa, cu cuțitul în mână. Ok, să vedem ce poate face acum cu 10 HP. Să vedem dacă îi sare hack-ul din el. Hai să vedem, avem unul la pastilă, ce se întâmplă? Ok, a pierdut. Opa, și încearcă norocul, bravo lui. Să vedem, octopus, nu? Nu știu dacă are el. What, ce-a fost aia? Lol, aim-ul? What the fuck? Ați văzut ce direct te-a tras? Băieți, ce-a văzut asta? Ei, tentativa lui de hack este foarte vizibilă. Mamă, ce... Bă, wall, nu știu dacă are, da... Ia, aim-ul, pac. Atât de aproape, a luat AK-ul, hackerul nostru și Free Fire, ia, hop. Bine așa, băiatule, long. Se face și, pac, Free Fire, bravo, băiatule. Frate, mergea cu shift-ul. Cum să-l vadă direct? A dat Free Fire în pușca mea, adică să te fix cu capul pe, cu ținta pe capul lui. În cea de-a treia rundă a Overwatch-ului nostru, unde CT-ii fac un comeback. Să vedem, își încearcă norocul. Nu știu de ce cam ține ținta fix pe capul lui. Aici ăsta ai luat. Bine, aici nu a fost dovadă de hack pentru că l-a văzut când a aruncat flash-ul. De fapt a văzut din ce parte vine flash-ul. Îl așteaptă Tiu pe lung. Nu se întâmplă nimic. El nu știe care doi. Și fac. Bă, aim-ul nu cred că n-a dat nici Free Fire. Adică a jucat ca un nașpa. Bot de suspect. În cea de-a patra rundă, suspectul dă un smoke pe mid și așteaptă și așteaptă și așteaptă până când cineva va face prima mișcare. Haide, hackerule, fă ceva. Ok, deja s-a uitat și știe. Cum îi știe pe ăștia din tunnel? Ok, și... Bun, nice, Free Fire, băiatule. Poc, opa, bravo. Aim-ul se duce pe capul celuilalt, deci... Și el știe și pe nenea ăsta de aici. Oricum cu flash-ul ăla nu prea. E teroare. TK, ce se întâmplă? TK din nou. În cea de-a cincea rundă, suspectul nostru își măsoară flash-ul cu un perete M4 și direct prin ușă. Mamă, ce curajos el să dea. Mamă, frate. Ok, să vedem. Îl știe pe ăsta. Îl știe, deci îl știe. Vedeți cum stă cu ținta pe el? Și acum când intră se duce fix sus. Ia. Hop. Bă, l-a și auzit, nu pot să zic nu, dar îl știa dinainte. Vedem ce face când intră pe B. A dat o grenadă. Un flash frumos. Fuck. Asta-i. Ok, n-avea cum. Ok, suspectul nostru merge din nou pe B cu un M4. Și-a luat flash. Și, fuck. 1, 2, 3, opa, al treilea s-a blocat. A luat repede botul, mamă ce bani hop frumos face. Cred că e Smurf. Ar putea să fie Smurf, adică n-am prea văzut MG Elite să facă bani hop-uri așa. Ar putea să fie Smurfer. Și lovitura de toate zilele. Un M4 frumos. Ok. Eu nu știu ce să spun. Aim assistance. Aim. Bă, dacă ar fi să iau decizia foarte corectă, aoleu, să mă gândesc foarte, foarte bine. Aim, a dat dovadă un pic de aim. Aim o să dau că are dovezi. Well, insuficient. Și-a mai dat câteva TK-uri. Deci, submit. Ok, să vedem ce se va întâmpla acum. Ok, nu uitați să vă lăsați părerea voastră în comentarii și ne revedem sâmbătă la ora 2 cu un nou episod de CSGO Overwatch. Până atunci lăsați un like și vă pup pe toți. Pa!